Să mă gașcă, mă, ce mai faci, mă, de când ne-am mai văzut, doleu. Iar n-am postat 4 zile, că lene și că telefon și că n-aveam ce, dar bine, gata. Eram, cred că aseară pe net, frate, băi, și-am văzut un polonez care încerca să vorbească română, frate. Băi, și mi s-a părut atât de genial, frate, să încerci să vorbești altă limbă. Și ceea ce vreau să fac eu e să vorbesc poloneză, frate, să încerc să vorbesc poloneză. Bine, nici nu știu cum se simte, pentru că, știi, când îl auzi pe altă, din altă nație, cum îți vorbește limba ta, frate, și o strălcești, e atât de fain, nu știu. Am râs atât de mult. Am luat cu altceva și am uitat ce am zis înainte. Așa că hai să trecem la episod, frate. Dă-i un like dacă îți place. Hai să vedem cum vorbesc eu poloneză. Îmi place să mănânc. Lubiești. Ce? Lubiești. Dar Lubiliești. Lubiești. Ești? Să-i cum? Ești. Lubiești. A dat cu pumnul. Stemple? Stemple. Stemple. Bă, tu stai, șmechere, mă, dacă mă enerveze, stemple una direct în cap, mă, șmechere, mă, lubiești, ești. Am făcut pipi pe mine. Ipibdnie. Ipibdnie? Cum, mă? Ipibdnie. 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 A, deci eu, azi dimineață, ipibdnie. Pe mine, nu stai. Ipibdnie. Bun, deci am scris aici că soarele luminează foarte tare, frate. Numai că nu vreau să dau pe voce, vreau să încerc să citesc eu. Să văd cum ar trebui să însemne, de fapt. Slonce zvieci bardo giezgo. Parcă e rept ăsta, frate. Slonce zvieci bardo giezgo. Slonce zvieci bardo giezgo. Ce, măi, ești nebun la cap? Slonce zvieci bardo giezgo. Să vorți, dar ce? Deci cum? Zvon zici bardo zienco. Sim, mă arăca vreo dacă înțeleg ce asta sunt. Ești prost. Gestes glup. Ăsta care ești, bă, Mihai, gestes glupi. Multo. Dar... Esteți glupi. Ești glupi? Ești glupi. Deci lui ăsta nu se... Ești glupi. Ești glupi. Ești. Am stat un pic și am căutat, nu știu, texte în poloneză și vreau să le citesc, frate. Nu știu ce înseamnă texte în poloneză, le citesc, știi cum zic? Bă, mă, gata, hai să citim serios. Deschite moga, nești de nocrotinie, prâzni crâzdâc, frâznozici, ale vazne, vazne jel, samodzlienie, organizatorii, wow! Organizat, asta sigur înseamnă organizații, frate, e bun la cap. E Beda Broviem, Aceniac Jacoschi, Trumagzenie. Hai să zice la vreau să ți-o trag, frate, hai să vedem. Je ce pieptrâc. Hai să auzim și cum se spune, frate. Hte ce pieptrâci. Ce, mă? Hte ce pieptrâci. De difuzor, mă, ești nebun la cap. Am înțeles. Hte ce pieptrâci. Să ce pieptrâci. Pieptrâci. Să ce piepzâști, deci vreau să ți-o trag, deci hei fata, să ce piepzâști, sau... să ce piepzâști tuturor, bă! Tu, să ce piepzâști, și tu, să ce... Și tu, să ce... Toată lumea, să ce piepzâști! Am încercat să fiu ca Oprah, frate, ești nebun la cap. Mama ta te întreabă ce faci, e normal și tu să o întrebi ce faci. Dar nu o întrebi în română, o să o întrebi în poloneză și o să-i zici... Ce, cum se zice, mă? Mami, tostego. Ca un fel de tot lemnul, e tostego. Tego e cam aceea, tostego, știi? Tostego. Tostego. Nu știu cât a ieșit video-ul ăsta de lung, cum a ieșit, cât e. Eu am înțeles, am înțeles. M-am potolit cu poloneza, geste de-astea cu polski. No, nu, serios. Nu știu, frate, româna nu cred că e atât de grea, frate. Dar ăștia cu... E complicat, dar mă rog, am avut și eu limba, am avut și noi poloneza, am avut și noi episod, cred că ne ducem de acum, nu? Să nu uiți să intri în clubul Snicks Gașa, care e în descriere și da, cred că ne revedem data viitoare. Dacă cunoști un polonez, dă-i video-ul ăsta, frate, te rog, dă-i, te rog, da, mă înțeles. Pa, bă! Pe stradă cu haită de raită, sacoșele pline, sacoșele pline, toate cu spray-uri și 8.